asistență, careul consacrat sărbătorii tradiționale al primului sunet se declară deschis. Dragi elevi, părinți, profesori, acum când septembrie începe să-și depine firul, când printre ramurile copacilor se ivesc razele stângace ale soarelui tomnatic, revenim în curtea liceului teoretic Mihai Eminescu, pregătiți să înălțăm coloana de infinit a cunoașterii. Clasa 1-a C, prima învățătoare, doamna Iulia Cecan. Clasa 1-a D, prima învățătoare, doamna Luba Vasilache. Liceului Mihai Eminescu, dragi elevi, ostimați părinți, stau al 26-lea an în fața dumneavoastră la 1 septembrie și vă admir cât de frumoși, cât de inteligenți sunteți. Vreau să vă informez că cei 125 de absolvenți a gimnaziului au susținut cu brio examenele de absolvire a acestei trepte și majoritatea din ei sunt alături de noi ca să mai lucrăm încă 3 ani. Succes, băieți! Vreau să vă informez că cei 100 de absolvenți a liceului au primit diplomele de bacalaureat cu o notă majoră și astăzi sunt înscris în cele mai prestigioase universități din țară și de peste hotare. Domnule director, stimați profesori, stimați părinți al liceului, eu vă felicit cu prima zi de învățământ, vă doresc succese pe întreg an școlar și cu acest prilej eu am venit cu un cadou, dacă îmi permiteți, un drapel de stat nou, care cred eu vă ține mai mult și va fi frumos arborat atât în incintă cât și folosit pentru toate evenimentele din cadrul liceului. Intenții cu forță de muncă noi. Dintotdeauna școala a ocupat un loc deosebit în societate, ea având menirea să pregătească tinerii pentru viitor, pentru viață. Ea este locul ideal în care generațiile în creștere trebuie să învețe cu plăcere lucrurile cele mai serioase și profunde, știința de carte, ce îi asigură un loc în societate, dragoste de neam și țară, demnitatea, cinstea și omenia. Fiți prieteni, lumina de miere a soarelui ne înseamnează chipul și inima care rostește. Niciodată toamna n-a fost mai frumoasă. Țară miraculoasă, un vor de nuii subțile noastre, ne așteaptă brațe larg deschise. Alături de noi îi avem pe cei care de-a lungul celor 11 ani au învins obstacole. Speranțe, visuri și mândrie, ca vecea sfântă datorie, să aduceți școlii bucurie. Răsare lin soarele, se trezesc izvoarele și izbucnesc lungile în mii de culori. Moldova mea veșnică, viața de om de ceva, tu vei fi ca și azi floare dintre flori. Thank you.
2012-2013 va fi unul de calitate, de o înaltă vibrație intelectuală pentru toți actorii procesului instructiv-educativ. La începutul careului și vreau să vă întreb acum cum s-a auzit și vocea și cântul în careu? Bine! Spre deosebire de alți ani. Eu vreau să vă spun că aceasta se datorează întreprinderii de stat registru, poate mai insistent au bătut pragurile reprezentanței din Bălți, domnul Bodruc și doamna Graur, pentru a avea așa o aparatură transmisă nouă, și fotolele care cred că o să fie instalate în sala de festivități. Este un cadou foarte bun și cred că noi o să-l folosim la destinație. Acum petrecem la prima oră, clasele 1. Vă rog, părinții, faceți așa un coridor ca să treacă și aplaudați, că e cei mai importanți azi.